să cumpărați și să vă aduceți în crescătorie? Un porumbel care a fost campion recunoscut sau un frate de al lui care a zburat mai puțin, dar îi cunoașteți calitățile reproductive? Din punctul meu de vedere, cred că un frate e mai bun decât un porumbel campion și dacă stau să mă gândesc bine, merg pe principiul lui Venus, care nu cumpăra porumbei de loc întâi, cumpăra porumbei cu multe clasări. Cu multe clasări, indiferent câte, că e locul 100, că e locul nu știu cât. Mi-aduc aminte de Majesty, care am undeva, e un pomelnic, care are 42 de clasări și are de la 100 până la 1000 de kilometri. Dar locuri multe, mari, nu contează, dar multe clasări. Am pus întrebarea asta la un moment dat unui domn, cel din Ungaria, care se ocupa de porumbei lui Cosmin. Și am zis, ce preferi, un porumbel cu două locuri de 1 sau un porumbel cu 15 din 15? Și a zis, ăla cu locuri de 1 mă interesează. Am zis, da, mie îmi pare rău, eu prefer pe ăla cu din 15 din 15. Pentru că știu de la Venus, care era un mare columbicultor, că ăla va da un fiu sau un nepot care va repeta isprava de locul 1. Pentru că există. Și merg mai departe pe principiul ăsta, pentru că știu, și Nicu știe, că la un moment dat Venus a cumpărat Blitz Barcelona. Blitz Barcelona e un porumbel care a venit pentru prima oară în istoria Barcelona, în prima seară, și aia se împătau în curte. Și nu le venea să creadă că a venit. Era ora 11 seara și... A avut descendent. Și am avut eu fiu, am avut fiu direct din el. Și Venus a scos fiu direct. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimic de nimic. Nici la mine, nici când vorbești de super crack sau de fantast tot de Robert Venus, care super era... valori. Păi da, și super valori. Erau din porumbei cu 20 de locuri de 1, cu 42 de clasări și așa mai departe. Eu mai țin minte o experiență a lui Carlos. Carlos s-a dus la Raymond Hermes și a cumpărat fiul din femeia la locul 2 Barcelona și fiul din locul 1, că avea un porumbel gut și o roșie, da? Și a luat și a făcut cu Mickey Mouse, cu ăla, cu ăla. Praful s-a ales de ei. Până la urmă, porumbeia de Hermes a ajuns la mine. I-am făcut și eu, cu vambrânii mei, cu tot. Undeva la... nici n-ajungeam la ajut cu ei. De ce? Poate că erau... Am stat și m-am gândit că Raymond Hermes, fiind cu foarte mulți bani, s-a mutat cu volierele și cu locația, dacă ții minte, am vorbit asta, unde s-a câștigat Perpignan? În Paf, zona aia. Și-a făcut volier acolo. Unde s-a câștigat Barcelona? Paf, și-a făcut volier. Ai înțeles? Da. Deci e posibil ca porumbeia să fie creația unui gând de altă natură decât columbofil. Fac o speculație, dar sper că cei care merg mai departe cu gândul înțeleg că de fapt și de drept era speculația unui tip inteligent care a zis unde s-a câștigat acolo și a câștigat Perpignan, a câștigat Perpignan. Dacă te uiți pe o listă, el este cel mai titrat porumbel, cel mai titrat columbofil din lume, dar n-a făcut o linie de porumbel. Ai auzit undeva de linia Hermes? Ai auzit undeva? No. Pe aici, pe acolo, undeva. Optica mea, dacă ar fi ce să cumpăr, după părerea mea, cel mai bine și asta a fost, am învățat-o când am fost cu el în Belgia, în vizită la 18-19 mari campionei Belgiei. Să cumpere din porumbeii care au fost buni reproducători. În momentul în care Cărmăzan are din Vișnas un porumbel, din același porumbel a venit și la Carlos, din același porumbel a venit și la Bizrianu, din ăia să cumpere. Din Romario al lui Van de Poel, peste tot Adadă, din linia aia să cumpere. Și șansele de a face mai repede ceva sunt mult mai mari decât la întâmplare. Locul 1 Barcelona nu mereu dă. Păi nu, e problema aia cu celebrul porumbel al lui Carboni, care la un an a luat 3 locuri de 1 la fond în Italia. În Italia e foarte greu pentru că e o cizmă și e vânt în dreapta, în stânga, foarte puternic. Și el era Etienne de Vos, Rau Sablon. Deci, iată, cine... Na, Etienne de Vos, Rau Sablon. Porumbelul l-am văzut, arăta impecabil. Nu sunt sigur, mi se pare că s-a cumpărat în România. Nu sunt sigur de chestia asta. Dar asta era porumbelul. Sigur că merită încercat. De ce nu? Ce era Majestic? Erau doi Janssen, un Janssen Arden. Și un Ian Arden, făcuți între ei. An de zile a umblat ăsta Venus după pedigree. Pentru că el a cumpărat porumbelul pentru cele 42 de clasări pe care le avea porumbelul, de la 1 la 100, și după aia a constatat că vin pui. O să revenim puțin la vorba aia despre... Eu prima oară m-am șocat la Venus când mi-a arătat 24 de fii din Majestic și vreo 20 de fii din Super Crack într-o voliere. Voliere.
separat de voliere. Fiecare era făcut cu altă femelă și el vindea pui în toată lumea. Voliera de fantast avea 12 sau 14 masculi și femele. A venit un japonez care după ce a încercat ceva, i-a cumpărat pe toți. Ultimul fantast care a rămas pentru că era osos, mi l-a dat mie cadou și l-a dat la campion. Super campion. Deci ăla japonezul s-a supărat și a cumpărat toată linia. Bun. Problema este așa. Ai acasă matca, da? Gândiți-vă puțin, mergeți acasă și uitați-vă la matca voastră. Am pornit-o cu Carlos. Carlos, hai să mergem puțin la matcă. Mergem la matcă la ce? Zice, ăla e un porumbel de normal. Foarte tare. Ce pedigre? Păi, frate, demi-frate cu tata, cu mama, cu nu știu ce, de la Mickey Mouse, care știi că roșu, da, bun. E în regulă. Hai să lasă-l pe ăsta. Hai să mergem la zburători, să vedem câți fii din ăla ai la zburători. Păi știi că am avut unul foarte tare, dar a venit și s-a pierdut. Nepoți. Păi am avut vreo doi foarte care, dar s-a pierdut. Și de câți ani l-ai? De 5 ani. Păi, și merită să-l mai împui. Cum să nu-l împerchez? Părerea mea personală este, scoate-ți-l afară. Mă, la Colson, avea un porumbel Denenburg, negru, excepțional. Denenburg, Ian Arden, zburător. Băi, Colson, ăsta? Și un Denenburg pur, excepțional, din ala cu ăla, m-a explicat, din Fred. Bun, hai să mergeți la volie, dar arată și mie un fiu. Păi n-am. Arată-mi un nepot. N-am. Păi și de câți ani l-ai? De 6 ani l-ai. Zice, am o strâne poartă la matcă. Zic, rupe cap. Nu pot. Rupe capul. Ia rup capul în fața mea. Rupe capul și aruncă-l. Pentru ce? Oameni buni, mergeți acasă. Nu rupeți capul. Că nu e cazul să vă luați după mine. Dar faceți acest exercițiu și gândiți-vă tot timpul la viața voastră. Cum să împărțiți viața voastră la viața porumbelului? Deci, dumneavoastră țineți 5 ani un porumbel care nu vă dă nimic și anii trec. Câți ani să-l ții acolo? Ducă-se. Da. Ducă-se, rupe, dă-i capul, n-are niciun rost. Deci asta cu matca este teribilă și trebuie să vă gândiți mereu la povestea asta. Preferabil să țineți un tardiv din ăla. Să luați un tardiv, să țineți un tardiv din el, să vedeți, decât să-l țineți 6 ani. A fost la mine acum o lună și jumătate și a filmat 5 porumbei. Locul 4, 5, 6 de la Loț 2, da. Locul 3 de la Tartu și un mascul de la Tartu cu Tartu Palmares. În ăștia 5, 4 sunt nepoți din baba, cum zic eu, da. Femeia la care-i scoasă din tilerul de la Tănăsoiu. 4 din 5 sunt nepoții lui baba. Deci... Iar ea mi-a dat mie, cu 5 masculi diferiți, 5 porumbei de locul 1 sau 2. Super! Deci asta e problema. A venit unul ieri la mine și zice, vreau din baba. Da. Hai să mergem la boxă. Și am arătat niște pui. Și nu, dar vreau din baba. Ce box e? 1. Pe tabel, care-i bunica? Baba. E. Da. Deci, da, deci nu, asta este. Din punctul de vedere, lucrurile pentru mine au început să devină foarte clare când ne amăgim. Și intervenția mea de acum este pentru oamenii care vor să caute să nu se amăgească. Să nu se amăgească de frumusețea lui, să nu se amăgească de hârtia lui. Sfatul meu este dacă în 3-4 ani nu dă nimic sau s-au dat și s-au îmbolnăvit, încercați cu un tardiv din el, dați-l pe el, mai încercați odată și renunțați. Mi-au trecut prin mână sute de porumbei. Am încercat repede, e am văzut. Cu sute spus. Cred că mii. N-are mii, sens. Ce se, mii, ce se. N-are sens. Sute deci, un an. Deci, într-un fel sau altul, marea aventură, până la urma columbofilie, este asta. Va trebui să fiți destul de intransigenți. Din păcate, uneori și noi suntem... Și să ai flair. Că dacă n-ai flair, n-ajungi unde trebuie. Degeaba, eu văd și la mie câți vin. Poți să-i torci și cu pârnia. Nu faci. Dacă da. Nu se scoală noaptea să viseze unde stă porumbelul, cum stă, și el doar în ziua când se duce la îmbarcare, la concurs, vrea, n-a să facă niciodată. Hai să-l povestesc ceva interesant. Deci când a fost zborul lui Gătejescu ăsta de la, nu știu, Izium, da? Izium. S-a dat drumul la ora 9 dimineața. Tocmai ca porumbei erau 4850 de porumbei din vreo 14 județe național. Al doilea național după Berlin, da? S-a dat drumul la ora 9. Și când s-a întunecat, eu am intrat în casă, da? Am intrat în casă, am deschis televizorul, am lăsat trapa aia mică deschisă și ceasul, cu gândul că dacă dimineață, la prima oră, vine porumbelul, să constat, ok, pe la 4 noaptea, m-am gândit eu că Costică, băiatul meu, a pus o hârtie într-un colț pentru șoareci.
Și m-am gândit eu, bă, dacă eu dimineața dorm și nu vine porumbelul și intră pe hârtia să prinde în cleu la pe... și ies noaptea la ora 4, înțelegi, deschid voliera prin lumina și porumbelul era în culor. Mă uit, era 8:46:40. Dacă asta vă spune ceva, e în regulă. Dacă nu vă spune nimic, nu am spus-o ca să vă... N-ai somn. Cine trăiește evenimentul, n-are somn, să doarmă așa ca... Da. Înțelegi? Deci marea problemă a porumbeilor este asta. Dacă tot timpul ai în cap voliera și porumbeii, atunci mai merită să vă ocupați de ea. Dacă nu, n-are niciun sens. Sigur, puteți să faceți columbofilie socială ca prietenul meu Colson, care are porumbei foarte buni, se antrenează scoala la ora 10, îi antrenează când se scoală el, se duce la club, joacă porumbei, bea o bere, stă și povestește cu toți, când câștigă, dă o bere la toată lumea, când pierde, dau alții o bere la el, îi vine acasă, e mulțumit, e fericit. Dacă consultați pe digreele, sunt excepționale, pentru că într-adevăr introduce, din când în când și câștigă la club. N-are nicio ambiție. Columbofilia o face ca idee de social. Adică să aibă de unde să se ducă și de unde să vină. Okay? Da. Dacă practicați o asemenea columbofilie, ea este foarte demnă. Nu e cea aia de nebunia mea, a lui, a lui David Madera, noi vrem să fim tot timpul locul unu prim. E o plăcere să te duci cu porumbei, să stai de vorbă, no, să te duci cu oameni, cu bere. E o mare. După aia, e un sport care se poate face până la adânci bătrânețe cu puțină grijă. Este povestea moșului cu bicicleta, pe care v-am spus-o, cu trei văduvi și cu trei cupluri de matcă. Și are cu 10 pui și e singur, n-are copii, n-are pe nimeni, dar are familia columbofiliei. Duminică se duce la îmbarcare, lunea se duce la desigilare, joi e ședință, peste săptămână se mai duce la club, are de unde să ducă și unde să vină. Și nu e singur. Și într-un fel sau altul ar trebui să reevaluăm columbofilia puțin și să vedem care sunt avantajele ei sociale. Copiii, oriunde ar fi, noaptea vin să dea mâncare la porumbei. Asta e teoria portughezilor, care spun trebuie să aibă porumbei, că de oriunde ar fi, vin să dea mâncare la porumbei, se întorc ca și oameni, nu-i așa? Să face porumbei. Și nu e așa? Ba e așa. Au introdus porumbei. Ții minte tata lui Jean-Marie Cozon când te-ai prezentat să-ți dea roz în sat. Și el a zis, nu, că tocmai acum mă duc la o licitație să cumpăr un mascul pentru ea, pentru că aia, ăla e viitorul meu. Și el avea 82 de ani. Râdeam de el atunci. Facem la fel. Și afară ploua, nenică. Facem la fel. Și afară ploua, frate. Ăla e viitorul meu. Te zicea, iar noi eram în altă mașină și Colson zicea, doamne, eu l-am văzut pe o scară așa mică, o scară așa mică, Miyashita, la japoneză, aruncă primele ouă. De la porumbei. Dă foarte mulți bani pe porumbei și primele ouă le arunc. Moșul a zis, nu le arunc, mi le dai mie. Le-a luat și le-a pus la niște tardivi, dar într-o volieră, unde se urca pe o scară, așa, sus în pod. Da? Și eu mă duc în pod într-o zi și mă uit la moșul care se urca, avea 80 de ani. Se urca pe scară aia. Mă duc, Colson era în bucătărie. Bă, tu ești nebun cu capul, mă? Păi ce? Păi cum îl lași, mă, să urci la 80 de ani pe scară aia? Păi ce, poate opri cineva? Îl poate opri cineva, avea ouăle de la Miyashita. Nu l-am întrebat niciodată pe moșul dacă din ouăle de la Miyashita a ieșit ceva sau n-a ieșit. Dar el urca scara, mă. Da, așa. Iar aia cu Rosen să rămâne celebră. Că practic și de drept eu am ajuns la episcopul pentru că el l-a ascuns într-o cușcă de portughez. Care fiind foarte prieteni cu el, veneau și luau cu pepe în sus, pepe în jos, pepe, și atunci el ăla nu vrea să-l dea porumbelul și l-a ascuns. Dar a uitat că în box a mai ascuns unul mai bătrân și ăla l-a bătut în cap, i-a făcut o turtă. Și în momentul în care a fost turtă, Colson s-a dus și acum ce vrei să faci cu asta? Îl dăm lui Cărmăzan, nu? Nu îl dau, că, dar uite-te cum are capul ăla de-al dracului, ce hai să-i dăm. Și mi l-a dat, l-am adus aici și a venit fiul meu, s-a uitat și a zis, da, episcopul ăsta de unde l-ai? Că avea ca o căciulă. I-a rămas numele episcop. Deci ăsta era moșul Colson la 80 de ani. Deci indiferent ce vârstă ai, cine este împătimit columbofil să comportă la fel ca tata lui Jean-Marie Colson. Da, nu, deci... Indiferent ce vârstă ai. Bun, aș vrea să-ți mai spun că eu, el cu taică s-au făcut, au instituit tot felul de premii în onoarea lui Van Spital, tot ei au fost cei care au instituit povestea aia cu copiii portughezi să vină la columbofil și copiii belgeni să meargă la portughez, adică o chestie de schimb de copii de vacanțe, vorbesc de columbofil, deci într-un fel sau altul au făcut un fel de politică social columbofilă extraordinară.
Și dacă întrebi la ora asta în Belgia, oricine întreb de familia Colson, toată lumea scoate pălăria pentru manifestări, pentru tot felul de lucruri, da, pentru tot felul de tombole benefice, pentru povestea cu portughezii, cu copii. Într-un fel sau altul, și columbofilia are aspectele ei foarte plăcute și foarte frumoase. Pentru că nu... Sigur că s-a transformat într-o goană, într-o nebunie, într-o dârzenie, într-o poveste... Într-o încleștare deosebită, da, așa. Da, e ciudat. Dar, într-un fel sau altul... De ce când am fost în Belgia, la premiere la ei, o frumusețe, toată lumea cu farfuria de fasole, cu cărnat, 20, cu cărnat și cu berea, o 20, frumusețe. Erau 20, sunt 25 de ani în urmă, da, trăiau mari columbofili, trăiau roze, o frumusețe, trăiau cu oameni care și-au dedicat viața columbofiliei și pentru care columbofilie era un fel de, și așteptau petrecerea aia ca un fel de recompensă a ceea ce meritau ei. O frumusețe! Okay. O frumusețe! Cu fasole și cărnat și cu berea. Atât. Deci acum e foarte greu să-i aduni, foarte greu să-i mulțumești. Am fost la câteva expoziții, am văzut, sunt o generație tânără, vin cu nevestele, vor să danseze, îi deranjează, de exemplu, că se dau multe cupe, a trebuit să reducă numărul de cupe, pentru că ei vor să se îmbete, să danseze, să ia și într-un fel sau altul îi înțelegi. Când te uiți în sală și vezi că 80% sunt tineri, toți sunt cu nevestele și toți ar vrea să danseze, să cânte, să urce pe mese, zici, dom'le, ce vrei, asta este. Deci, într-un fel sau altul, s-a schimbat puțin. Povestea s-a schimbat, nici nu mai știu, deci după nu știu câte premii, nici nu-i mai interesează ce se întâmplă pe scena aia, pentru că au ei probleme. Prea multe cupe. Înțelegi? Și lucrurile într-un fel sau altul. Dar e benefică povestea asta, pentru că România este singura țară în care media de vârstă este foarte tânără. Da. Este singura țară. Toate celelalte țări este o catastrofă. Sunt foarte, foarte mulți tineri. Nu știu unde vom ajunge. Oricum am ridicat foarte sus, suntem undeva sus. Da. În creștere, Din această efervescență am urcat undeva sus pe poziție. Undeva, după primele țări evoluate, suntem și noi acolo cu cehii, cu polonezii, cu portughezii. Deci nu suntem la nivelul de jos de tot, înțelegi? Din punctul ăsta de vedere e ok. Lucrurile sunt ok. Au scăzut ceilalți foarte tare. Portughezii aveau și 30-40 de mii, nu știu dacă mai sunt 20 de mii. Era sportul 2, fotbalul și columbofilia, sportul 2. Era pe locul 2 în Portugalia. S-a mai schimbat puțin. Numai aceeași nebunie. Nemții nu mai zboară Barcelona. Zboară polonezii, mai mulți porumbei, 1200, nemții zboară 800 la Barcelona. Nu e pe temperamentul nemților, nu le place concursul, pierd mult. Pierderile. Îi dor pierderile. Nu au simț la porumbei, ei joacă... E o nebunie. Dacă nu uiți pierderile și suferi, faci infart. Te duci. Faci infart, pleci. Nu, dar nu e... Îi ștergi, uite-i, alții. E povestea aia cu lietar care an de zile avea o volieră cu 34 de văduri, care zburau an de an la Barcelona și renoia cu gândul să câștige. Și la un moment dat a venit Carlos și a luat și a zis, băi, Andrei, cred că voliera asta e prostă, unde are soarele? Acolo. E prost orientată, de-aia nu o să câștigi niciodată. Asta zice, ce dracu să fac? Schimbă și pune. A schimbat în anul următor, cum a zis Carlos. Nu a reușit niciodată. O singură dată era să câștige și l-a bătut Florizone cu 5 secunde. Da, deci poți să-ți imaginezi că Florizone, care era la 1 km 2 de el, a intrat porumbelul ăla cu 5 secunde înainte porumbelului lietar și el e locul 2 național. Și totuși toată viața mea este înainte, lietar. Poți să zici ceva lui lietar care împerechea și pe mama și pe tata și pe tot și tardivii și avea și aia, avea și aia. A, Dumnezeule, dar ce nu împerechea? Și ce nu era? Te uitai în pedigree, sunt tot felul de... Cum să-ți explic? Un om care a făcut bani foarte mulți și pentru care porumbei erau un fel de pasiune, nebunie. Ăștia erau mari columbofili. Van Spital. Eu am fost la Van Spital de două ori. Era un tip care când ajungea acasă cu costum, cravată, nu mai conta. Erau porumbei, tot era alb de sus până jos. Înțelegi? Nu puteai. Deci,
Cum da. Să amintești când ai vrut să cumperi vaspitalului de ouă, cât a cerut? De ouă de la vaspital. Ce? Că nu mai era vaspital, dispăruse și găsise Colson pe unul care scrisese că vinde porumbei din nou vaspital. S-a interesat Colson, a văzut că într-adevăr era prieten cu vaspital și ne-am dus să cumpărăm porumbei vaspital. Nu știu, cerea o căruță de bani, erau unii, niște găini berbecate, mari. Mă, ce dracu, mă, că eu am fost la vaspital. Și n-arătau așa porumbei. Cine știe, știi cum e și în Belgia, tot fel de... O istorie columbofilă foarte frumoasă, într-adevăr. Dar asta cu cea mai tare dintre ele, cu Colson, care cumpără, de exemplu, la expoziție, ca să sprijine, de exemplu, site-ul tău, fiecare columbofil îți dă un tichet. Eu, cărmăzan, îți dau un tichet, da? Și tichetul ăla tu-l vinzi la o tombolă, înțelegi? Îl vinzi la o tombolă și primăvara omul vine cu tichetul la mine, cumpărat la tombola ta și eu îi dau un pui, da? Și Colson cumpără un tichet de la Luc de Roc, nu știu, la un preț de 100, 100 și ceva. Se duce la Luc de Roc și Luc de Roc zice, da, ok, nicio problemă, zice, dar n-am cum pentru că eu sunt în lichidare, dar zice, uite cum facem, îți dau doi pui ăștia, doi inelați pe care să ți-i crești tu și scriu și pedigree. Colson zice, ok, mai stă ce stă, mai beau ce beau, ăla se duce până afară, vine și una, îmi pare rău, nu pot, îi rupe capul ăsta și ei inelul, am nevoie de inelul ăsta. Bineînțeles că a ieșit o femelă, am perecheat-o cu Tom, dar nu asta e nebunia, eu îl întreb, băi, ești nebun, pe cuvântul meu de onoare, că a intrat înăuntru, a rupt capul, apoi l-a aruncat oberul, a luat inelul și a zis, îmi trebuie inelul ăsta, că trebuie să-l inelez pentru nu știu ce, nu te superi pe mine, nu? Corect. Da. Așa că povești cum. Bine, ăla l-a dus acasă, a crescut, e o femeie superbă, porumbei de roc s-au vândut, n-am mai ajuns la ei pentru că ne-am căcăit noi și eu și Colson, până la urmă colateral în sfârșit am ajuns la niște porumbei. Dar sunt povești de tot felul și tot soiul, înțelegi? Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Mă bucur că ne-am revăzut după o perioadă mai lungă, că am pus puțin lucrurile la punct astăzi referitor la... Lucrurile la punct și chiar te rog să încerci să iei legătura cu băieții care au înființat clubul de maraton, că dacă e o treabă serioasă, încearcă sigur să vorbești cu ei, să le explici că nu avem absolut nimic împotrivă să meargă cu noi, să-și mai scadă din costuri. Și deci agrem ideea, mai ales agrem ideea dacă e un concurs privat. Da. Și ei vor să facă niște concursuri de maraton privat, asta agrem, pentru că nici noi nu putem să ne legăm, ne-am legat de UCP din motive de columbofil care vor să rupă normele, dar practic și de drept noi suntem un concurs privat. Privat, exact. În perioada următoare probabil că o să mai revenim cu alte detalii, da? Da. În lunile următoare. Da, deocamdată lucrurile sunt pe drumul ăsta, mergem înainte. O să încercăm cumva să... Repet încă o dată, vom face concursul indiferent ce mijloc de transport avem. Nu e o problemă. Sunt zeci de oameni care au mașini la ora asta și mâine putem pe oricare din ei să întâmplăm. Dar eu zic să rămânem în formula în care suntem, nu mă deranjează, mai ales dacă... Nu mai e problemă. Lumea știe despre tartul. Nu mai sunt multe întrebări. Costul, data și centrele de îmbarcare. Exact. Cine vrea să joace? Joacă, cine nu... Sigur. Repet încă o dată, trebuie să țineți cont de următorul lucru, că până la urmă noi suntem cei care am dat drumul acestui concurs și deocamdată în jurul nostru se învârte totul. Sigur că se întâmplă de obicei cu tot felul de zvonuri, dreapta, stânga, cel mai simplu, dați un telefon la site și interesați-vă și da. Puteți să sunați și la mine personal sau la Bistrigheanu. Noi suntem doi oameni care răspundem la telefon, nu fugim de telefoane, nu ne ascundem în spatele telefoanelor. Vă mulțumesc mult încă o dată. La revedere, numai bine. Cu stimă, numai bine.